întâi la Violeta Miron să vedem ce a aflat. Violeta, bună ziua! Bună ziua, Laura. Nu trece zi fără ca Marcel Toader să nu facă și alte declarații despre divorțul dintre el și Maria Constantin. Astfel că după ce l-a confruntat pe bărbatul cu care afaceristul a susținut că ar fi avut o relație cu artista încă dinainte ca cei doi să se cunoască și să se căsătorească, iată că l-a confruntat și pe Augustin Viziru, despre care a spus că și acesta ar fi avut o relație cu Maria Constantin. Însă după toate astea, atât Doinița cât și Augustin au reacționat și au avut ceva de spus. Reacțiile lor le vom comenta tot în jurnal, dar până atunci haideți să vedem ce a avut Marcel Toader de spus și despre Augustin. L-am sunat pe Augustin Viziru, am avut o discuție cu el, încerca să-mi dea sfaturi că nu fac bine ce fac, că vin la voi. Zic, nu ești tu în măsură să-mi dai mie sfaturi? Eu știu de ce am venit aici. Dumneavoastră, vorbeam cu dumneavoastră. Da. El a negat aceste acuzații. Acuzații. Aceste afirmații ale mele, că nu sunt acuzații, că nu acuz pe nimeni aici. Eu am venit să spun niște lucruri de fapt care s-au întâmplat. Mi-a reproșat că nu ne-am întâlnit ca bărbații să stăm de vorbă. Păi zic, de ce să ne întâlnim ca bărbații? Te-am sunat. Adică dacă ne întâlneam ca bărbații, îmi recunoștea? Eu aici vin cu probe concrete. Cu probe concrete și foarte sigure. Foarte, foarte sigure. Eu știu despre ce este vorba. Nu înțeleg. Probabil ce s-a întâmplat după ce ați ieșit de la emisiune? Nu, probabil că expunerea era prea mare la vremea respectivă, când vara trecută, când vizita adresa lui Augustin Viziru. Devenise mult prea insistent, adică de maniera cu jumătate de oră 40 de minute. Taxiul repede suit, 40 de minute, 30 de minute și pleca. Asta a fost pe toată perioada sau a fost doar o perioadă din... O perioadă scurtă. Și apoi a abandonat adresa. O lună și eu. A abandonat adresa aia. Probabil. Pe care tu ai aflat-o acum, când l-ai descoperit? Nu, știam de atunci, Dane. O știai de atunci? O știam de atunci. Și ce ai așteptat? Să-și revină. Mă gândeam că este o ieșire de cor, înțelegi? Simplu. Eu aștept ca Augustin Viziru să iasă public, să-și asume această relație.